Facem ce facem și tot ne lovim de proiectul legii grațierii. Acesta a fost primul motiv de scandal, vă aduc aminte. Ulterior a apărut ordonanța 13, care e deja bă, istorie, dar proiectul grațierii nu e istorie. El trebuie să treacă prin Parlament. Bineînțeles că vor fi discuții. Deja au început, au reînceput aceste discuții. Cei de la secția legislație, documentare și contencios din CSM, de specialiști din interiorul Consiliului Superior al Magistraturii, au venit cu câteva recomandări care vor fi discutate în zilele următoare. Cei de la CSM trebuie să dea un aviz dacă sunt sau nu de acord cu acest proiect. Observațiile CSM cu privire la proiectul legii grațierii colective apar într-o notă întocmită de Direcția Legislație Documentare și Contencios. Magistrații au identificat numai puțin de 5 probleme. Denumirea proiectului de act normativ este improprie. Magistrații propun schimbarea denumirii din lege pentru grațierea unor pedepse în lege pentru grațierea unor pedepse și măsuri educative privative de libertate. Limita de 5 ani, inclusiv pentru pedepsele grațiate, este, în opinia CSM, prea mare. Deși pedepsele cu grad ridicat de pericol social sunt excluse de la grațiere, pedepse de 5 ani indică existența unor fapte grave cu un pericol social deosebit. CSM critică și articolul cu privire la grațierea parțială pe motiv că ar fi formulat imprecis și sugerează ca acesta să fie modificat pentru a fi clar că se aplică doar pedepselor mai mari de 5 ani. În plus, potrivit CSM, proiectul de lege nu menționează dacă grațierea se aplică sau nu pedepselor cu suspendare. CSM sugerează că legea trebuie să menționeze clar dacă pe lista pedepselor exceptate de la grațiere intră și tentativele sau infracțiuni neconsumate. Proiectul inițial al legii grațierii a fost propus de Florin Iordache, autorul ordonanței 13. Putem da o lege a grațierii care să nu vizeze faptele grave, faptele care vizează corupția, spălarea de bani și alte infracțiuni foarte grave, astfel încât din estimările pe care le-a făcut Ministerul Justiției, în jur de 2300-2500 de persoane pot beneficia de această lege a grațierii. Repet, este în consultare publică, dar poziția Ministerului Justiției este că în acest moment România trebuie să dea o lege a grațierii. Bun, deci această lege va fi dată. Noi am mai vorbit, doamna Florea, în mai multe emisiuni da. Pe tema asta. E un proiect pe care și l-a asumat PSD-ul. Cei de la CSM spun însă, și aici sunt foarte bine explicate, pare chiar foarte de bun simț aprecierile făcute de ei, că e o problemă totuși cu această durată de 5 ani. Spun ei, citez, este de natură să creeze un sentiment de insecuritate socială. Eu cred așa, în opinia mea, că o lege a grațierii este necesară, conținutul ei trebuie dezbătut în Parlament și argumentat, pentru că o grațiere se poate da mult, mult mai multe feluri. Există, de exemplu, ca în Italia, la o lună de pedeapsă, să scazi 5 zile sau o săptămână, ceva de genul, cum s-a făcut. Este la fel de adevărat că doar cu o lege a grațierii nu rezolvi problema supraaglomerării din penitenciare, da? Deci cum stăm acum? Păi avem o penitenciare cu grad de acoperire, de aglomerare de 200%, avem penitenciare construite de pe la 1856 și pe România avem cam gradul de supraaglomerare de 151%. Suntem în situația în care a fost Italia în 2012, care a dat o lege a grațierii și atunci au fost eliberați cam 6.000 de persoane. Eliberate cam 6.000 de persoane. Așa cum este proiectul ăsta din Parlament de acum, înțeleg că se eliberează vreo 2.000 de persoane. Deci, părerea mea este că e necesară grațierea, cum și în ce fel este de discutat și, din câte știu eu, CSM-ul poate da un punct de vedere, dar nu e abilitat să dea aviz. Din câte știu eu, legea spune că îi dau aviz doar pentru actele normative care vizează activitatea judecătorilor și a procurorilor. Așa știu eu. Oricum, ei trebuie să-și dea să ofere un punct de vedere. Probabil că l-a și fost solicitat. Părerea mea este că e binevenit un punct de vedere și eu, ca membru, chiar ca vicepreședinte în Comisia Juridică, chiar cred că e bine să fie invitați la ședințele comisiei, pentru că este bună o dezbatere. Așa cum și astăzi am fost la o dezbatere și multe lucruri au ieșit bune din discuția aia, așa cred că și pe această temă pot ieși multe idei bune. Dar haideți să fim deschiși și haideți să dăm și o șansă unor oameni. Nu mă refer la criminali, dar unul care a furat o pâine sau, nu știu,
la aceste infracțiuni mărunte, la hoți de buzunare. La... Da, dar de foarte multe ori acelea sunt recidive. Recidive. Sunt oameni asta care spun, pentru că trebuie făcut o dezbatere, să nu eliberezi recidivii, să nu eliberezi infractori cu violență. De asta spun că dezbaterea e bună. Dar eu cred că este necesară această grațiere la pachet cu măsuri alternative, cu igienizare în închisori, cu construire de noi penitenciare. De asta spun că e nevoie, de fapt, de a schimba o politică penală. Cu o floare nu faci primăvara. Nu cred că cineva este împotriva instituției grațiere, sau prea puțin. Dar problema în ceea ce a fost promovat până în momentul de față a fost lipsa de transparență, 1. Și 2. Senzația pe care opinia publică a avut-o, cum că respectiva ordonanță este dată cu dedicație. În momentul în care... Și despre grațiere putem să spunem asta? Exact. Și despre cele două, dacă știți, se numește, în sociologie se numește rezistență la schimbare. Și rezistența la schimbare are ca principală cauză lipsa de informații, lipsa de dialog, lipsa de transparență și așa mai departe. În momentul în care inițiatorii ar face ceea ce și doamna avocat spunea mai devreme, dar dezbate nu numai în cadrul Parlamentului, ci și în cadrul celorlalte foruri interesate, dar cu asociațiile profesionale, cu asociațiile de drepturile omului și așa mai departe. Cum ar trebui să facă lucrul ăsta în cel mai eficient mod? Cu siguranță, rezistența la schimbare va fi foarte mică. Cârcotaj vor exista întotdeauna. Evident. Pe de cealaltă parte, trebuie să ne gândim cum putem împacheta legislația astfel încât problema pe care o avem în momentul de față, respectiv supraaglomerarea penitenciară, să-și găsească un răspuns în practică. Doar grațierea nu ajută cu nimic. Asta dar, din păcate, dacă e vreo 2000 de oameni nu ajută cu absolut nimic în momentul în care tu ai o supraocupare cu vreo 12.000, dacă nu mă înșel. Dar ceea ce noi trebuie să învățăm este că pentru anumite pedepse, nu trebuie neapărat încarcerare, pentru anumite infracțiuni, nu trebuie neapărat încarcerare, ci sunt sisteme alternative de încarcerare, care pot fi de la brățări până la o mulțime de alte lucruri. Păi, da, atunci când a fost vorba de brățările respective, ce de la PNL le-au propus și înțeleg că v-ați opus dumneavoastră ce de la PSD. Vorbim de legislatura trecută, că... Păi, înțeleg că și acum s-a întâmplat, la buget. Era o discuție în bugetul pe 2017, să fie cumpărate, am dreptate? Am. Deci, trebuiau să fie cumpărate niște brățări de supraveghere. Alina Gorghiu venise cu acest amendament și nu ați fost de acord, că nu ați fost de acord. Păi nu asta va ajuta și pe dumneavoastră ce care ați promovat? Eu personal sunt de acord cu ele. Ce vreau să spun este că trebuie să avem în vedere caracterul urgenței. Nu mai putem să o lungim prea mult. Ceasul tică e, știți de ce? Pentru că aceste despăgubiri la care noi vom fi obligați se dau pe zi în care persoana respectivă a suportat tortură, că așa zice convenția. Persoana respectivă poate să fie eliberată condiționat cu acea brățară. Nu părăsește localitatea. Doi, recidiva în România este foarte mare pentru cei care iese din penitenciar, aproximativ 60%. Pentru că nu recidiva. avem programe de reinserție socială. Pentru că pedeapsa e aceeași. Da? Sistem de probațiune și așa mai departe. Ceea ce ne poate duce la ideea, la ipoteza conform căreia, da, eventuala grațiere nu va avea mare efect în cazul menținerii aceleași legislații. Pentru că e foarte posibil ca peste câteva luni să vedem pe foarte mulți dintre cei pe care îi grațiem astăzi comițând alte infracțiuni și atunci aducându-i înapoi. E un pachet care trebuie gândit, mingea în curtea liderilor politici în momentul de față, care trebuie să gândească măsurile după ce stă de vorbă cu specialiștii, după ce ascultă voci, nu peste noapte. Și care trebuie să se alinieze evoluției societății. Cu permisiunea dumneavoastră, discuția este extrem, extrem de importantă, iar eu cred că există și soluții. Și noi am discutat lucrul acesta. Una dintre soluții și cred în acest moment cea mai bună ar fi următoarea. În 2010 s-au adoptat codurile prin asumarea, angajarea răspunderii. Dar după ce Parlamentul a format la nivelul fiecărui cod câte o comisie de dezbatere a codului penal și codului civil. După mai mulți ani de implementare, de aceea n-a fost moțiune de cenzură, pentru că toată lumea a fost de acord. Una era Ponta, președinte de la PSD, și alaltă îi se pare că Buda, pe codul civil. Buda de la PD atunci, PDL.
după ce s-a văzut cum sunt aceste coduri și cum funcționează, după ce în spațiul public ne-am confruntat cu foarte multe documente, cerință, directivă, directive internaționale, cum ar fi cea legată de ratificarea Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției adoptată din 2003 și încă nu am adoptat toate directivele, cum ar fi directive ale Comitetului pentru Combaterea Corupției al Consiliului Europei și așa mai departe. Da. Soluția, soluția repede, este... Avem o legătură telefonică directă. Soluția este următoarea. Formarea unei comisii speciale la nivelul Parlamentului, da, din câte un om de la fiecare partid, da, care se ia în dezbatere toată întreaga problematică la nivelul clasei politice, să ia deciziile prin consens, dacă se poate, și problema este că de foarte multe ori intervine acea nenorocită de politizare. Da? Păi nu sunt de acord cu ăla de la PNL, că e de la PNL și în opoziție. Tocmai de asta avem nevoie de o părere obiectivă, care poate să fie de la CSM. Și pentru a lămuri exact ce rol are CSM în toată povestea asta foarte încurcată și foarte delicată, intrăm în legătură telefonică directă cu domnul Horațiu Dumbravă, fost președinte al CSM. Bună ziua! Bună ziua! Concret, ce poate să facă acum CSM-ul? Trebuie să dea un aviz? Noi avem deja acest document de la Direcția Legislație, Documentare și Contencios. Mai departe, ce se întâmplă? Da, în mod normal, când se finalizează proiectul de lege, se dă un aviz. Așa spune legea 317 din 2004 privind funcționarea și organizarea Consiliului Superior al magistraturii. Dar ce trebuie să spun, și e un lucru pozitiv, pentru că trebuie să vedem și lucrurile pozitive din toată această poveste, e faptul că CSM este chemat la comisia juridică și este un lucru bun, iar acea notă a legislației e dată în acest context, al faptului că sistemul prin CSM, ca și parchetul general, este consultat. E un lucru mai mult decât benefic, pentru că așa se pot ajunge la legi, spun eu, mai bune, pe care judecătorii să le aplice în consecință. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum ar trebui să fie privită această lege? Ar trebui să fie implementat un astfel de proiect de grațiere? În ce condiții? Pentru că și aici s-a vorbit foarte mult. Cum ar trebui să fie făcută grațierea, dacă se face? Nu pot să nu fiu de acord cu nota Direcției Legislației de la CSM. Limita de pedeapsă e foarte mare, 5 ani. Mai ales în condițiile în care infracțiuni grave le-a fost căzut limitele de pedeapsă prin nou cod penal. Vom avea situații în care, sigur, mai puțin acele infracțiuni care sunt excluse, infracțiuni cu violență, infracțiuni de omor și așa mai departe, infracțiuni de corupție. Totuși, vom avea situații în care infractori cu pedepse mari vor fi puși în libertate, ceea ce nu știu dacă e benefic pentru societatea românească. Da, dacă au copii în întreținere, și acolo e tot o problemă, dacă au peste 60 de ani. E adevărat, și asta e adevărat. Sigur, faptul că se discută în comisia juridică toate aceste aspecte nu poate decât să fie benefic, așa cum am spus și la început. E adevărat că nota Direcției Legislație reprezintă poziția CSM, dar asta nu înseamnă că parlamentarii, printr-o discuție aplicată, nu pot să aleagă și alte soluții. Acum, ce nu știu eu, și aici ar trebui întrebat Administrația Națională a Penitenciarelor, de câte persoane ar beneficia de acest act de grațiere, acest act de clemență? Pentru că dacă ar beneficia doar 2 sau 3 mii de persoane, cum era în proiectul inițial, proiectul de lege inițial, atunci un astfel de act normativ nu știu dacă și-are sens. Are o întrebare pentru dumneavoastră. Un membru al Comisiei Juridice, este vorba despre Oana Florea, vă rog. Din câte știu, Curtea Constituțională s-a pronunțat cu privire la avizul dat de CSM, numai în aspecte ce țin de cariera judecătorilor și de activitatea instanțelor. Dar asta e altceva. Întrebarea mea era, spuneați de pedepse mari și pentru că dumneavoastră, în calitatea noastră de judecător, cred că puteți face o comparație. Este adevărat că la noi codul penal, legea penală este mai severă decât în alte țări și pedepsele sunt mai ridicate pentru infracțiuni similare? Acum nu am în față un studiu de drept comparat.
Dar nou cod penal, ce vă pot spune, a redus aceste limite față de vechiul cod penal. Știți foarte bine că în vechiul cod penal, spre exemplu, furtul calificat avea pedepse foarte mari, de la 3 la 15 ani. E, acum pedepsele sunt mult reduse. Nu pot să spun dacă în alte state sunt pedepse mai mari sau mai mici. Eu cred că totuși, din câte știu, ne putem compara cu Italia din acest punct de vedere, al cuantumului pedepselor aplicate. Dacă ați deschis această discuție, doamna Florea, ce aș vrea eu să mai adaug? Și sigur, poate că actul de clemență, dacă el va fi adoptat, ar trebui să cuprindă o secțiune și în ce privește reinserția socială a celor care au fost de acord. Da, pentru că, vedeți, noi tot discutăm de grațiere, dar oamenii aceștia, mulți dintre ei nu sunt recidiviști, da? Au greșit și datorită condițiilor sociale în care au trăit. Bine ar fi să fie găsite astfel de soluții ca atunci când oamenii ies pe poarta penitenciară, lor să aibă o șansă, să aibă o a doua șansă, într-adevăr să aibă o a doua șansă, nu doar punerea în libertate. Pentru că altfel, știți foarte bine, ne vom trezi cu ei înapoi în penitenciare. Tocmai. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, domnule Dumbravă. E interesant cum va evolua acest proiect. Vor da răspunsul cei de la CSM. După aceea merge către comisie și către plen. Da, eu consider că în urma dezbaterilor o să iasă ceva bun. Și o să avem... Este foarte adevărat. Dacă îi dai omului drumul din penitenciar, îi dai drumul pur și simplu pe stradă, nu l-ai ajutat. Cam asta se întâmplă în momentul de față. Exact. Da. Da, din păcate. Eu cred că trebuie să ascultate părerile asociațiilor profesionale, luat avizul CSM-ului. Și în afară de asta, trebuie să știm foarte clar că această instituție a grațierii n-a inventat-o guvernul Grindeanu sau actualul ministru al justiției. Absolut. Au existat de-a lungul timpului grațieri, ori cu toții suntem oameni și inclusiv cei din pușcării sunt oameni. Depinde de infracțiunile pe care le-au comis, pentru că eu sunt convinsă că nu o să grațiați criminali în serie. Sunt convinsă că se va analiza de aceste asociații profesionale și de către parlamentari, pentru că doar acolo se poate discuta despre o lege așa a grațierii și nicăieri în altă parte. Nu avem de ce să-i pedepsim în plus, pentru că condițiile din pușcării sunt sub orice critică. Și aici ar nu s-au dus la pensiuni, este adevărat, pentru că unii au furat ca la festival, toată lumea își dorește să se recupereze prejudicii și nici într-un caz să se politica penală din momentul acesta, având în vedere că societatea a reacționat nefiind informată, trebuie să facă Parlamentul și încă o dată, eu cred că aceste de comisie e o soluție. Domnule Duminică, trebuie să trecem. Tare mie că dacă partidele de guvernământ nu au învățat din ceea ce s-a întâmplat în ianuarie și anume nu vor promova transparența în decizie și dialogul în decizie, tare mie că vor fi acuzați din nou că fac o lege. Apropo de asta, e o chestiune pe care o pune în discuție Dana Gârbovan. Această împărțire a unei țări, împărțirea populației. Despre asta vorbim în continuare. Iată care este părerea doamnei Gârbovan. Președintele României spunea, nu mă interesează părerea penalilor. Am spus, nu, este greșit. Fiecare cetățean al acestei țări are dreptul la opinie, are dreptul să critique o instituție și ceea ce ne interesează este dacă are sau nu dreptate pe fond. Nu poți să respingi ceva spunând, persoana din partea căreia vine argumentul respectiv nu este credibilă. S-ar putea ca cei care sunt în tabăra răilor și spun că sunt abuzuri să aibă dreptate. La fel cum s-ar putea ca cei care spun că este atacată justiția să nu aibă dreptate sau să aibă dreptate doar parțial. Dana Gârbovan îl acuză pe președinte că din cauza atitudinii sale, sintagme precum independența justiției sau statul de drept au devenit sloganuri care au rămas fără substanță. Foarte mult din spațiul public este invadat de sloganuri, de cuvinte care și-au pierdut esența, nu mai știm ce înseamnă. Apărăm statul de drept, apărăm justiția, toată lumea apără justiția, absolut toate partidele din România apără justiția. Ai ajuns să spui, domnule, dar nu mă mai apărați, lăsați-ne să ne facem treaba, respectați justiția și vedeți care sunt problemele reale. Dar nu, ne-am transformat în sloganuri, independența justiției, statul de drept, democrație. Bun, ce spune doamna Gârbovan, da, e foarte interesant, e un om interesant, doamna Gârbovan, în momentul ăsta, știm că a fost propusă și pentru funcția de la justiție, de ministru al justiției.
problema în momentul ăsta, pe lângă ce spune doamna Gâlbovan în spațiul public, este că sunt foarte multe păreri, multe dintre ele, din păcate, nefiind ale unor oameni avizați. Foarte multă lume are o părere despre drept, foarte multă lume a învățat de ordonanțe, foarte multă lume știe cu grațierea, se pricepe, da, e adevărat că părerea opiniei publice contează și am văzut ce s-a întâmplat la acele proteste și ce s-a întâmplat după acele proteste, dar poate că aici ar trebui pusă puțină ordine? Da, dinspre... Cine ar trebui să o pună ordine? Dinspre... Dinspre președinte în jos, să zic așa, și clasă, toată clasa politică. Adică, tipul acesta de abordare în care unii sunt apărătorii statului de drept și unii sunt, vezi Doamne, dușmanii, în care România, și eu nu sunt de acord și am spus-o public, nu sunt deloc de acord, suntem singura țară în care se folosește termenul luptă anticorupție, termenul din știința politică este anticorupție, fără luptă, pentru că duce la lupta de clasă, nu ne luptăm unii cu alții împotriva corupției. Nu, toată societatea, și a fost și discursul doamnei președinte de la Înalta Curte de Casație Justiție, ieri un discurs foarte bun pe această temă, ei bine, politizarea acestei teme, politizarea excesivă în care unii se suie pe proteste, alții se duc și se filmează, alții și nu știu ce, doar ei au dreptate și încearcă să arată că ceva nu funcționează. Și mi-a plăcut foarte, foarte mult acea expresie cu eu sunt pentru independența justiției sau ceva de genul ăsta. Nu, justiția trebuie să fie lăsată să lucreze de către politicieni. Asta nu înseamnă că și nu numai, asta nu înseamnă că în spațiul public, dimpotrivă, trebuie să existe dezbateri. Dar în momentul în care politizezi aceste dezbateri, adică ai o altă putere care intră peste puterea judecătorească și încearcă să tragă, să-și tragă foloasele în această zonă, să spun, ăia sunt corupții, ăia per total sunt corupții, adică, da, și scurt, cei care erau în stradă și politicienii aferenți care, vai, nu știu, bun, erau cei care erau împotriva corupției, cei care stăteau acasă erau cei care, exact, adică se împarte societatea, se împarte societatea, cu toate că foarte mulți dintre cei care stăteau acasă sau foarte mulți din cei care au încercat să aibă puțin echilibru, cum sunt eu, da? Noi chiar suntem luptători anticorupție, că în 2008, când am ieșit împotriva lui Dinel Staicu, nu se știa de lucrul ăsta, știți, cu atacuri. Da, această împărțeală, tu stai acasă, ești cu penalii, da. Eu ies în stradă, sunt un om corect, eu am văzut-o din păcate, la foarte mulți dintre cei care au participat la protest, că au fost oamenii acolo mânați de cele mai bune intenții, sunt ferm convinsă de asta și am aplaudat, am apreciat manifestările normale, firești, corecte, făcute într-un mod civilizat. Dar să pui totul în alb și negru în societatea românească pare a fi o meteahnă generalizată. Nu ține de proteste. Nu ține numai, nu e o chestie românească neapărat. Cultura democrației se capătă în timp. Iar noi avem o cultură a democrației participative în care de foarte multe ori politicienii, indiferent de culoarea lor, se împăunează cu cei care au participat. Am avut acum câțiva ani cei nu știu câte milioane de români care au votat într-un fel. Aduceți aminte? Da. Da. Pe urmă am avut alții care au venit și au zis, stați puțin, eu am câștigat la referendum, cele nu știu câte milioane. Din păcate, polarizarea asta nu a fost neapărat o chestie pe care România o are neapărat culturală, ci o chestie care este inoculată prin educația politică pe care România, din păcate, o pune în practică în momentul de față. Însă lucrurile se schimbă, din punctul meu de vedere, și eu văd un trend de puțin altfel. Adică faptul că societatea civilă a reacționat în modul în care a reacționat, eu văd ca un semn de sănătate a societății civile, a societății românești. Faptul că a spus, da, și zeci de mii de oameni au venit într-o parte și au zis, nu e bine. Alte mii în altă parte au zis, e bine. Arată că dialogul necesar democrației începe să aibă, să aibă loc. Ce trebuie să avem? Trebuie să avem un dialog matur. Pentru că politicul nu a comunicat. De aia s-a dus oamenii în stradă. De asta zic, trebuie să avem un dialog matur. Un dialog matur care are la bază ideile proliferate, da, ideile propagate de oamenii politici, de liderii politici, și care nu, dar și senzația că ideile propagate de ei sunt pentru binele cetățeanului. Aici e problema. Politic este și președintele, nu putem să negăm acest lucru. A greșit președintele într-o oarecare măsură, mai mare, mai mică, comparativ cu ceilalți politicieni care
s-au poziționat într-un fel sau altul. Bun, am o părere nuanțată aici. Eu cred că președintele a greșit într-un moment, dar nu a greșit într-altul. Nu a greșit în momentul în care, hai să zicem așa, a preluat vocea, strigătul din piață și l-a transmis mai departe, a greșit în momentul în care a participat direct în piața universității. Din punct și de vedere, da, expresie, cer scuze, domnule, când a spus că statul este în doliu. Deci aia a fost absolut îngrozitoare. Nu mi-aduc aminte de chestia asta. Nu mi-aduc aminte nici eu. Nu, așa a spus, a ieșit dimineața, deci, și statul e în doliu. Da, din punct de vedere constituțional, președintele vechează asupra bunei funcționare a statului. În acel moment, toate forțele din puterea juridică a spus ordonanța e o greșeală. Da, era mandatul dumnealui să vină să spună e o greșeală. Faptul că s-a comportat precum cetățeanul de rând în piață și a participat la o manifestare, o greșeală din partea omului politic. Mai mult felul în care a fost dată ordonanța, că restul pe... Da, a venit și a susținut, s-a bucurat de ceea ce se întâmpla acolo, a dat discuție. Apă la moară. Dumneavoastră ce credeți? A greșit președintele făcând până la urmă ce făceau și liderii de partea cealaltă care erau în opoziție în 2012, de exemplu. E o diferență. Președintele e arbitru. E o diferență. Președintele e mediator. Nu este arbitru, că nu este pe terenul mediator, de fotbal. Da? Este arbitru. Din punctul nostru de vedere. Din punctul nostru de vedere, președintele este mediator între instituțiile statului. Fără de asta, președintele nu trebuie să mai fie om politic din momentul în care a depus jurământul. Președintele nu trebuie sub nicio formă să vină în piața universității, președintele nu trebuie să alimenteze sub nicio formă haosul din România. Noi știm foarte clar că România este o societate în care lupta anticorupție este un lucru cert, irreversibil. Însă, lupta anticorupție trebuie să se desfășoare respectându-se drepturile cetățenilor. Și nici într-un caz prin forță și prin instituții ale statului care nu fac altceva decât abuzuri. Bun, ori acum, lucrul acesta s-a demonstrat în ultima perioadă. Eu nu vreau să generalizăm, dar... Dar nici, să, nici de o parte, tocmai... Dar nu poți să vii și să ne spui că ești albă tocmai, ca zăpada când tocmai ți s-a luat a doua casă. N-ai cum! N-ai cum, că deja nu mai ai credibilitate. De, mă rog, a doua i-a fost luată. Ca să fim obiectivi, da, trebuie să luăm în considerare că, domnule, nu poți să baci capul nisip să spui că Negulescu nu există, că e invenția presei, că e doar un atac, e o campanie mediatică, așa cum, da, așa cum l-am auzit ieri pe domnul președinte spunând că sunt campanii împotriva unor magistrați. Bănuiesc că se refera la domnul Negulescu. Asta e o campanie împotriva... Nu? Eu. Bun. Nu poți să spui că, domnule, nu există. Totul e ok. Ăia sunt penali, cu ghilimele, evident. Ăia sunt foarte buni. Bun. Și cei la mijloc foarte nu există. Foarte scurt. Eu, față de domnul președinte Klaus Werner Iohannis, eu am spus că se poate declara. În opinia mea, domnia sa este penal. În termenul, atenție, pe care o folosește domnia sa. Adică, nu. Nu există... E mai bine să nu-l folosim niciunii. Păi, tocmai asta spun. Vedeți ce în ce capcan are? Dom'le, da. El a beneficiat de 600.000 de euro, a furat niște case, că vedește că le-a luat cu acte false și așa mai departe. E o inginerie, da, atenție. Ba da. Eu spun acest lucru că se poate declara. De ce? Pentru că a inventat ingineria în 1991 prin folosind un certificat, nu, un titlu de moștenitor, doamna, da, Carmen Iohannis. Atenție, nu e întâmplare, nu e adevărat, e o minciună, e o minciună în spațiu public. Doamna, asta știți cazul? Sunt foarte mulți locuri în situația asta. Cazul. Da, bineînțeles. În 1991, Carmen Iohannis și Georgeta Lazurca, cea care era pusă fată în casă, într-o casă, sau au vrut să devină moștenitor pe baza unui certificat declarat nul. Dar punct. Noi nu putem să spunem din 91, că Iohannis, atenție, Vasilescu, ideea este că la un moment dat prin această lege. Nu, sunt foarte prin ceea ce a făcut după altea ca primar. Atenție, și noi nu putem să spunem asta. Nu, eu pot judecătorii să spun. O spun. Da, eu pot să... Păi dar nu, dar dânsul cum spune? Nu, atenție, vedeți cât e de periculos? Dânsul poate să spună de unii că sunt penali. Și nu e regulă. Dar eu de ce nu pot să spun de dânsul că păi e penal? Păi nu e regulă. Bun, dar nu e regulă. Atunci ne retragem politicienii, ne dăm un pas în spate și spunem așa. Un om este considerat vinovat când există o decizie judecătorească, o trebuie judecătorească definitivă. Corect. Este, domnul Iohannis, că altfel eu te fac penal și pot să spun, domne, ai luat cu acte false, păi nu sunt trimis în judecată în penal. Mi s-au luat banii, mi se ia banii și nu știu ce, în civil. Păi uite, părerea mea este că ești cam penal. Da? Pentru că dacă ne ducem cu dialogul, tipul ăsta de dialog, atât de jos cât vrea președintele Klaus Werner Iohannis, primești reacția ca atare. Exact cum am spus și înainte cu viața privată. Ori din punctul ăsta de vedere, președintele a greșit foarte mult.
comun. Dar pe termen scurt, președintele a câștigat, nu știm ce se va întâmpla mai departe, dumneavoastră ca sociolog poate să revină la normal. Pe termen scurt, a câștigat foarte multă simpatie din partea unor oameni care spuneau, bă, l-am votat degeaba, nu vezi că nu face nimic. Bun, absolut de acord, adică președintele a reușit să reînvie, da? să reînvie, da, din punct de vedere politic. A încercat să se folosească, să se reinventeze, folosindu-se de oamenii din stradă. Dar asta a încercat. N-ar fi fost om politic dacă n-ar fi făcut asta. Da, cum să fie? Iertați-mă. Despre ce om politic vorbim? Iertați-mă. Vorbim despre președintele PNL-ului din Ungaria. Nu ne-am dus în piață ca să ne luăm avantaje electorale de acolo. Eu fac parte dintre aceștia, cinic, că vă rog frumos. Foarte cinic. Foarte cinic. Eu vreau să mă duc în piață. Capitalizat. Ca să nu capitalizez. Nu i-am declarat. A făcut bine sau n-a făcut bine, o să-l penalizez electoratul. Dar o să-l penalizez, o să-l evolueze. E posibil să se întoarcă asta. Deci a speculat politic pentru oameni, ca să înțeleagă. A speculat politic ca să înțeleagă. Sunt două lucruri. Da. Un alt președinte înainte respectiv, Traian Băsescu, a fost ceea ce se numea președinte jucător. Și folosea foarte mult din limbajul pe care Iohannis îl folosește în momentul de față. În momentul în care, da, președintele Băsescu, mai ales în primul său mandat, folosea limbajul ăsta și era extrem de vivace în ceea ce privea apărarea justiției, dumnealui era, stătea foarte bine în sondaj. Experimentează domnul Iohannis o cale bătută de domnul Băsescu? Habar n-am, foarte probabil. Părerea mea e că da. Părerea mea e că da. Mai puțin că domnul Băsescu ducea strada. Domnul Băsescu făcea altele, dar în fine, nu discutăm despre domnul Băsescu acum. Dar în momentul în care poate să țină linia atât de sus, habar n-am. Timpul va trebui să dovedească. Acum, 2 ani de zile cât au trecut din mandatul domnului Iohannis, nu a fost foarte prezent în viața politică și în viața publică. În momentul de față este prezent, însă miza asta va dispărea în câteva luni. Va apărea altceva. Va apărea altceva, va ști să capitalizeze în continuare, are o echipă bună lângă dumnealui în care să-l conducă către al doilea mandat. Asta vom vedea. Pentru că din punctul meu de vedere și cheie analiza asta oarecum sociologică, în momentul de față, din punct de vedere electoral, domnul Iohannis nu are contracandidat. Da, interesant și asta. Unii spun că au fost deja niște comentarii că ar avea un contracandidat, doamna Căveși. Da, au fost astfel de comentarii. Politic, au fost astfel de comentarii în spațiul public, nu trebuie să negăm acest lucru. Nu are o implicare politică doamna Căveși în mod evident. Dacă va avea un parcurs în acest gen pe viitor, cine știe. Na, vom trăi și vom vedea. Dar după publicitate, dacă tot pomeneam de doamna Căveși, a făcut ieri bilanțul DNA. Un moment criticat de unii, laudat de alții, doar că unora calculele doamnei Căveși le-a dat cu virgul. De ce? Mare. Vedem despre ce este vorba în câteva momente. Am urmărit ieri declarațiile doamnei Căveși la bilanțul DNA. Unii au spus că e festivism, alții au spus că bine, domnule, foarte bine să vorbească despre realizările acestei instituții, care și așa e într-o perioadă delicată. A făcut și niște calcule, a vorbit despre rata achitărilor. Numai că s-au apucat unii ulterior să facă și calculele lor. Le-a dat cu virgulă. Instanțele de judecată au condamnat definitiv peste 870 de inculpați trimiși în judecată de DNA, printre aceștia un europarlamentar, 7 deputați, un senator, un ministru, 5 președinți de consilii județene și 28 de primari. Soluțiile pronunțate de instanțe au confirmat eforturile de eficiență ale procurorilor DNA. Procentul de achitări s-a menținut ca și în anii anteriori la 10% din totalul persoanelor trimise în judecată. Sunt cifrele pe care le-a scos în față Laura Codruța Căveși, însă par a nu fi reale. Numărul de achitări depășește în mod real 13% și este în creștere. Achitările definitive ale DNA au crescut de la 8,98% în 2015 la 13,2% în 2016. Este bine cunoscut la nivelul întregii magistraturi că procentul de achitări al unei instituții de parchet se calculează întotdeauna din aceeași bază de raport.
raportare, adică din numărul total al persoanelor care au primit decizii definitive pe anul respectiv. Pentru că și achitările definitive, ca și condamnările definitive, sunt doar decizii de judecată definitivă din partea instanțelor. Niciodată achitările definitive ale unei unități de parchet nu se raportează la numărul de trimiși în judecată, pentru că un trimis în judecată într-un an va avea o decizie definitivă a instanțelor în 2, 3, 4 ani sau chiar mai mult. Abia atunci, speța ajunge la maturitate în instanță și persoana respectivă are o judecată definitivă de condamnare sau achitare. O persoană trimisă în judecată în mod intrinsec și implicit nu este niciodată o persoană judecată definitiv, atrage atenția jurnalista Sorina Matei. Și Ana Bircea l-a contrazis-o pe Laura Codruța Chioveși chiar la prezentarea bilanțului DNA. Numărul persoanelor achitate a crescut în 2016 semnificativ față de 2015, de la 35 în 2015 la 74 în 2016. Da, Sorina Matei își argumenta calculele și pe chestiunea asta, că sunt oameni trimiși în judecată cu 2 ani, 3 ani, un proces durează, dacă e un proces complex poate să dureze și vreo 4 ani. Deci procentul ăsta oricum e unul care variază, nu știu exact în funcție de ce factori, dar până la urmă poate că adevărul e undeva la mijloc, că poate aici nu e vorba de realizare sau nerealizare. Pur și simplu, sunt niște oameni trimiși în judecată la un moment dat, se finalizează peste 2-3 ani, nu știi ce iese de acolo. Doamnă, pot să fiu puțin, chiar dacă e o oră mai... Și nu știu ce e cu această poveste, gen Congresul al 14-lea Partidul Comunist Român, în care trebuie să doamna Laura Codruța Chioveși și ca Elena Ceaușescu trebuie să spună realizările, sau ca Ceaușescu să spună realizările mărețe cu președintele lângă ea. Asta atenție. S-a făcut fiecare an. Nu, de nu. Președintele Traian Băsescu nu a fost niciodată la... Niciodată nu a fost la bilanțul DNA. Niciodată. Niciodată. Atenție. DNA-ul este un parchet în interiorul parchetului general. Da? Faptul că simțim nevoia, doamna Chioveși simte nevoia să spună astfel de povești în momentul în care dosare celebre cum ar fi ale domnului Rușan, Oprescu, Orban și așa mai departe, Olguța Vasilescu, se întorc înapoi în DNA pentru că din lipsă de probe, din lipsă de probe, nu că a fost o virgulă, din lipsă de probe, se întorc înapoi și nu vorbește sau din cauza aceasta, faptului că acele și vrea probe să aibă această administrate în mod corect. Asta s-a și vrea să aibă preliminară. Și vrea să aibă această aură de luptătoare și de festivism și de nu știu ce, nu știu ce. E extrem de grav pentru societatea românească. Lăsând la o parte cine are dreptate, Sorina Matei sau Laura Codruța Chioveși. Mie mi se pare că suntem pe un drum totalmente greșit. Totalmente greșit. Încă o dată, nu are ce să caute festivismul, pentru că ne-am lovit de festivismul cătușilor aretate și noi eram câțiva doar care țipam, domne, nu e bine, și toată societatea era în capul nostru, că acum tot să bage căpușorul sub nisip să zică, domne, n-a fost bine. Nici aici nu este bine, pentru că de congresele 14 sunt sătul. Bun, din momentul ăsta, asta spune și domnul Tăriceanu, că e un punct de cotitură. Are o postare pe o rețea de socializare, o postare interesantă. Din momentul ăsta ce ar trebui să se întâmple? Sunt politicieni de stânga la putere, bine, și ALDE care e de dreapta. E de dreapta? ALDE? Este de dreapta. Bine. Dar unii încă nu s-au încă clarificat acest lucru. Este singurul partid liberal. Dacă stăm bine să ne gândim, uitați-vă ce este în PNL. Da, în fine, nu voiam neapărat să intrăm într-o discuție de asta despre doctrină. Spune domnul Tăriceanu, într-o postare mai lungă, doar un fragment ne-a tras atenția. În curând vom vedea DNA închetând parlamentari și miniștri pentru că au decis să crească salariul minim. Domnul Tăriceanu se referă la chestiunea aceea cu cercetarea pe baza ordonanței. Sau ca un încercare să năsprească politica fiscală, da, față de multinaționale. Știți foarte bine, care își exportă profitul. Și aici este deranjul foarte mare, trebuie să recunoaștem. Dar ce puteți să faceți dumneavoastră? Care sunteți la putere și aveți o foarte mare responsabilitate și aveți și o imagine nu foarte bună, tocmai la capitolul ăsta. Și ce se întâmplă, așa cum spunea domnul președinte al Senatului, domnul președinte Tăriceanu, instituțiile de forță nedemocratice încearcă să devină stat în stat
și să decidă politica economică, socială, politica de investiții și chiar cea externă. Da, DNA-ul e instituție democratică, să nu ne... este democratică. Dacă Laura Codruța Chioveși acționează altcumva altceva, haideți să nu trimitem în societate că DNA-ul n-ar fi democratic. E o instituție democratică pusă de acord cu toată lumea. Eu am spus la instituțiile statului, nu m-am referit la DNA. Nu, dar nu este instituții ale statului nedemocratice. Există oameni mai... Eu nu m-am referit doar la DNA. Eu v-am spus ceea ce a declarat președintele Senatului și sunt în totalitate de acord cu domnia sa, pentru că ați văzut foarte mai clar ce s-a întâmplat, da? Ordonanța 13, ordonanța 14, ați văzut, Parlamentul a votat, președintele a promulgat, da, după tot acel scandal. Însă, haideți să vedem ce spune Curtea Constituțională și să lăsăm instituțiile statului, da? Să nu încercăm să ne urcăm pe valul acesta de, emoțional al străzii și să încercăm să atragem capital politic. Bun, pentru că nu facem altceva decât să creăm haos în România. Eu am văzut ce a făcut președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România, doamna Gârbova. N-a făcut altceva decât să desfințeze acest raport triumfalist al DNA-ului. Eu n-am văzut într-o altă țară a Uniunii Europene să existe un astfel de raport în care să ne lăudăm sau ei să se laude cu câți pușcăriași, cu câți condamnați, cu câți achitați. Doamna Gârbovan, doamna președinte Gârbovan, nu a făcut altceva decât să demonteze, acele informații nereale. Ce trebuie făcut? Politicienii din România, din punctul meu de vedere, trebuie să înțeleagă că trebuie să reprezinte interesul cetățeanului și nu interesul lor. Sau cel puțin asta este perceput în momentul de față. Nimeni nu neagă faptul că Parlamentul sau Guvernul, în calitatea sa, da, avea tot dreptul din lume să dea acea ordonanță sau să discute orice în Parlament. Nimeni nu a negat chestia asta. Ceea ce a negat și ceea ce a penalizat cetățeanul a fost că ceea ce Guvernul propunea, Parlamentul susținea chipurile în momentul ăla, era în totală contradicție cu agenda cetățeanului. Da. Cu alte cuvinte, politicianul român trebuie să înțeleagă că mandatul său nu este o împuternicire așa în alb, ci este o reprezentare a intereselor cetățeanului. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Punem punct aici discuție. Agenția Nacomand vine cu știrile de la Fix. Sunt Irina Petraru. La revedere!